A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, un regat îndepărtat numit Țara Laptelui și Mierii. În acest regat trăia un împărat bătrân și înțelept, pe nume regețel Aluat și soția sa, împărăteasa Smântânica. Aceștia aveau trei feciori, Grăsunel, Fălcușor și Piticuț. Regele era îngrijorat că la bătrânețe nu avea cine să-i urmeze tronul, căci toți fiii lui erau preocupați doar de jocuri video și rețele sociale. Într-o zi, Regețel Aluat a decis că e timpul ca fiii săi să se facă utili și să aducă ceva bun pentru regat. Așadar, i-a chemat și le-a spus, dragii mei feciori, e timpul să faceți ceva pentru viitorul acestui regat. Cine va aduce cea mai mare comoară, acela va moșteni tronul. Grăsunel, Fălcușor și Piticuț au plecat în lume să caute comori. Grăsunel, cel mai mare și mai îndemânatic în ale mâncării, s-a gândit că o aplicație de livrare a mâncării ar fi o comoară adevărată. Așa că și-a luat smartphone-ul și a pornit prin regat să înregistreze restaurantele locale în aplicația sa, numită Comandă Mâncărică. Fălcușor, cel mijlociu, era pasionat de tehnologie și gadgeturi. A plecat să găsească cele mai avansate tehnologii. După multe peripeții, a reușit să pună mâna pe un dispozitiv de realitate virtuală numit Casca Visătoare, care te transporta în orice poveste doreai. Piticuț, cel mai mic și cel mai visător, a decis că ar fi minunat să găsească o comoară magică. A plecat în pădurea fermecată și, după multe zile de căutare, a întâlnit un unicorn pe nume Sparklecorn. Acesta i-a oferit o potcoavă magică ce aducea noroc și fericire oricui o purta. După un an de aventuri, cei trei frați s-au întors la palat pentru a-și prezenta comorile. Grăsunel a prezentat aplicația sa, comandă mâncărică, și a demonstrat cum, cu doar câteva atingeri, orice locuitor al regatului putea comanda mâncarea preferată direct acasă. Oamenii din regat au fost încântați și au început să folosească aplicația zilnic. Fălcușor a prezentat casca visătoare, iar oamenii au fost fascinați de posibilitatea de a călători în povești fără să părăsească confortul casei. Mulți dintre ei au început să petreacă ore întregi în lumi fantastice, explorând casteluri și luptând cu dragoni. Piticuța a arătat potcoava magică, iar regețel a luat, după ce a atins-o, a simțit cum toate grijile îi dispar. Regatul a început să prospere și să fie mai fericit decât oricând. Regele a fost pus în dificultate, de căci toate cele trei comori erau valoroase. După multă chipzuință, a decis că fiecare fiu merită o parte din regat, astfel încât grăsunel să conducă departamentul de alimentație, fălcușor să fie responsabil cu tehnologia și inovațiile, iar Piticut să se ocupe de fericirea și bunăstarea locuitorilor. În acest fel, regatul Țara Laptelui și Mierii a devenit cel mai fericit și avansat regat din lume. Oamenii erau bine hrăniți, fericiți și se bucurau de toate minunățile tehnologiei. Povestea celor trei frați a devenit legendă și a fost transmisă din generație în generație, iar regatul a trăit în pace și prosperitate multe veacuri de atunci. Și așa se termină povestea noastră, dragii mei cititori. Dar înainte să închideți această pagină, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Dacă nu, s-ar putea ca data viitoare când comandați mâncare să, să vă vină un unicorn pe farfurie. Și nimeni nu vrea asta, nu-i așa?